Bună seara și bine ați revenit cu ochii pe noi la podcast aici pe Da Bravo. Așa cum v-am obișnuit, este vineri seară, ora 18 și dăm drumul la treabă. Avem un episod senzațional. Eu vă spun dinainte ca să știți la ce să vă așteptați. Așa că dați televizoarele mai tare, pentru că sunt convins că sunteți conectați direct pe televizor. Îi dăm drumul la treabă. M-am pregătit, am intrat pe Taz, am comandat niște burgeri făcuți de șef Sorin Bontea, așa cum trebuie pentru Vigo. Kaufland a livrat un berne, un inspiration, ca să am inspirație exact ce trebuie pentru acest interviu. Și nu în ultimul rând, am la mână un ceas de la prietenii de la Culto, ceva mai special. Adică am un Radu sau Rado, care, cum să vă spun eu, el a luat 30.000 de premii, de frumusețe, de chestii și așa mai departe. Dar cel mai important despre ceasul ăsta, că de-aia am și mânușa la mână, e că dacă îl atingi cumva, ori aici pe metal, ori pe geam, ideea că el oxidează și îl oxidezi tu cu puterea ta, adică numai tu poți să-l oxidezi și el rămâne cu amprenta ființei tale. Se duce sufletul în ceasul Radu și de aici direct la magazinul Culto. Dacă vreți și voi să atingeți ceasuri de astea, să vă poartă amprenta toată viața, intrați ori pe site, ori mergeți în magazin, testați, dar să nu atingeți cumva aici, că de-aia am și eu mânușa asta, că nu intru în operație. Doar ca să știți. Mulțumesc, Culto, că mă face să mă simt atât de inoxidabil. Îi dăm drumul la treabă. Astăzi avem un invitat special. O să-mi scoți mânușa ca nu cumva, când dau noroc, să nu mă apuce cu mâna de toată treaba și să nici nu-l oxidez. Lasă, stai. Ia uite cum l-am pus frumos aici. Oameni buni, invitatul meu din seara asta este unul de onoare. Adică nici nu știu cum să-l prezint. Rică, Ricu, Tamango, Babicu, Ricardo sau Necula Răducan. De fapt, Nearică. Așa o să spun, că așa spune toată lumea. Bine ai venit la podcastul nostru. Bine te-am găsit, tată, vă pup, tată. Hai noroc și la mai mare. Să fiți sănătos. Mama, abia așteptam să mai stau și eu de vorbă cu cineva așa. Și mai ales la o emisiune de-asta mișto, că nu prea m-am mai văzut lumea acolo, dar să știți că astăzi vă spun niște chestii adevărate și o să vezi că stați, uite așa, cu ochii numai la noi. Cârcepele. Ochii cârcepele. Așa se zice? Da, da, da. Cât hamburgeri. Așa, mă, pac. Adică să o luăm așa pe rând. Hai că Rică, Ricu, Tamango, da. Mai înțeleg. Babicu, de la ce vine Babicu? Babicu de la Vibanu, când, deci de Rădulescu, el așa și cu Romanduz, când mi-a dat atestatul. Eu am atestat de actor de la el. Adică m-a iubit toată lumea. Ce înseamnă atestat de actor? Eu, după ce m-am lăsat de fotbal, tatăl, a fost la Tănațe, ca să fie actor la Teatrul Tănațe sau la orice teatru, așa trebuie să ai atestat de actor. Uh-huh. Și am pus 6 luni, m-a chemat Bibanul, ce văd în pitere, cum era el așa, vină cu acătul la turist acasă. Făceam pe stadioane. Da. Pe timpul la stadioane arhipline și cu artiștii. În deschidere făceam fotbal, Puiu Călnescu, Orșinel și Stela Popescu era arbitru cu artiștii, ce lume râdeai. Ăsta, cum îi spune, Bibanul ne vede, cel mai ofticat era, că eu eram cu ăsta nostru, Bănică. Era pitist de-al nostru, Neafane. Ștefan Bănică, da, senior. Da. Și mă ducea și eu, că eram bun de joc, fugeam pe șule de pase. Mm-hmm. Să dea golul. Nu dădea meu golul. Că asta e golul. Da, 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 da. Mamă, ce golul. Bă, Călinescu, sărac, cum era voi. Dacă tu vezi, am trăit viață frumoasă. Și de aici îți vine asta cu Babicu? Babicu a zis, băi, e prieten cu Bibanu, băi, tu ești Babicu, ești mai mic ca Bibanu, Babicu, nu știu ce e ăla, dar mi-a zis mult, până și tine, dai mește, e corect. Da, Ricardo? Ricardo? Ricardo sună la nume de actor porno. Ricardo, bine ar fi. Din anii 80, Ricardo. Da, da, Ricardo mi-a zis Pele. Pele. Da, prima dată când m-am dus în Brazilia, la Rio de Janeiro, că m-am jucat pe Maracana, am avut șansa vieții. Și a venit la mine și mi-a zis, Ricardo, cum estas? Nu știu ce, deci pe limba aia, cred că Rică sau Răducanu, Ricardo, așa, frumos mi-a zis, mi-a plăcut. Am pus cu el o bere, că bea și el o bere. Da? Da.
Copacabana, ca zis. Ce să mai joci cu ceva? Și e la amărât, venit din, dintr-o familie de oameni păi foarte amărât. Să spun ceva, tată, și la noi, nu cum sunt eu, toți nu te naști pe calea victoriei să ajungi mare sportiv sau să ai bani sau ce, întâmplător. Totul ce iese la gimnastică, la box, la fotbal, la tot de familie nevoiește și amărâți. Eu sunt născut la Comuna Vlădea, Raionul Fetești, Regiunea Constanța. Știu exact, eu am copilărit la Giurgeni. Da, da, e aproape. Păi da, tot la Dunăre. Da, ia Lovița, da. Măi, tată, și la 5 ani, tata a plecat de la țară de acolo, a venit la București, poate și șansa, da? De mai vorbi și ne mai vede, că nu mai știe tu cine sunt eu, Ricardo. Da, 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 te vedeai cu pe a plecat tata la, și, cu războiul și n-am mai venit. S-a însurat și a dat divorț pe dispariție de mama de la Vlădea de acolo, spre Ioana, și el s-a însurat cu coana Rozalia, mai mică cu 30 de ani, nu știu ce. S-a purta și atunci. Mai mică cu 30 de ani? Da, bă, înseamnă că s-a dat de atare. Asta zic, că lua bine, da, că ți-e cam frică da, să te bagi acolo, mai mică cu 30 de ani. Nu, vezi că se poartă și acum. Deci, dacă și atunci. Da, tată, și a venit la București și n-a făcut copii, nu mai avea copii. Noi eram, am fost patru. Trei, unul trăiește la mare, frate meu, are 97 de ani, mulțumesc, și eu stă la micu. Că toți zice, uite-l pe la micu și eu să ce mai... Păi, da, da. Așa, și ea de la mici nu ne-am cunoscut, m-a crescut pe mine, îmi spunea mama la țară, pe foamete, au murit. Deci patru băieți am fost. Și m-a luat, când tata m-a trecut atât pe cartelă, cum era pe timpul ăla, la București, că se lua ulei, da, că așa era... Da, da, pe cartelă, da. Și m-a trecut norocul meu. Până la urmă, să dea noastră sănătate, că a murit de mult, dar nu contează. Auzi? Și m-a trecut la București, Necula, era un Necula Răducan, era Maluchi, așa era de familie. Mama era spre Ioan. Și cu urmă s-a despărțit și a venit. La... Și de la 5 ani ăștia, când tot lua el zahăr, ulei, aia, păi, de moca, că nu era moca. Păi. Și ăștia, unii, băi, Neargule, așa îl chema pe tata, Iorcu, Necula Iorcu. Unii, Iurica, care zici, mă, tare, Răducanu. Eu am pus să-l vedem și noi, că... Și l-a trimis pe tata, pe fratele meu care trăiește acum, era în armată, stătea la el. Și l-a trimis și zice, du-te, bă, de furând băricuță, că nu putea să-l mai ia de la mama, să că eu mai rămăsese. Da, da, da. Acasă. Și a venit la țară, vrăjeala, hai că mă duc cu el pe aici și m-a furat. Te-a luat de la Vlădea. La 5 ani m-a luat de la Vlădea. Ăsta este un început, cum ar veni la episodul 1 cu Rică Răducan, pentru că carisma tale că... Ușor, ușor, nu dai tot în episodul ăsta, bă, doar așa, un cârlic. Mă simt prea bine aici ca să termin prea repede. Bună asta! Așa ți-l duca și tinerețe? Îmi place, ai noroc să... Tot ce trebuie, ai noroc, Nearică. Așa că să mai... Nearică, dar vorbești de perioada asta de când ai venit în București, dar până să ajungi portar și până să faci treaba asta, ai avut și alte meserii, adică tatăl dumitale te-a avut electrician, nu? A vrut. A vrut. Da, și la examen ai luat 3 la examen. Ce ai făcut de ai luat 3? L-ai ars la ăia instalațiile? Ce ai spus ce? Păi atunci era note până la 5, tată. A, mă înțeles, deci nota era bună, cum era de trecere. Era în pericol. După aia când am venit de viscul la școală, tata, când m-a luat la 5 ani, m-a luat și gata, nu mai e. Și... Hai să treci 14 ani, mă dea la el ce ferist, cum să mă dea? La TCE acolo la Giulești, e o școală profesională lângă Potocar, chiar mai e și acum. Da. Și m-a dat acolo, ce, băi, hai să dai, să le fac electrician, a avut-o. O meserie, să câștigi un bani. M-a dus, s-a dat, 2. Nu era la trecere. Urâtă. Nu, era 2, eram gata. 3, 4, mai 3, stăteai dacă doi. Vrea să vede, ca la... Dar cum ai luat 2? N-ai zis nimic? Pentru că eu învățam. Eu la școală, la mea, am vedea, am trecut 7 clase cu găini și cu rață. Așa, aici nu mergea. N-aveai de unde găini și rață. Da, 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 stai.
am trecut și aici, stai și... Păi câte ea, bă? Stai, bă, cum te-ai descurcat? În viața mea am avut șansa vieții, că Dumnezeu m-a ajutat foarte mult, că am trecut până accidente, până altă, că și de meserie, și de fotbal, și de joacă. Așa am vrut Dumnezeu să mă vede, să mai ne vedem noi, să povestesc aici cu voi, să știe lumea de... care sunt niște lucruri adevărate. Vă spun, nu e nicio răgeară că eu nu umblu. Eu vă spun ce-a trăit. Deci, am venit tata la București. Am început 7 clase, 1, 2, m-am dus la Giuiești, de acolo, la noi, la 162, că te scrie și peste. Pac! Lumea, după clasa a doua, pione, toată lumea, pione. Eu doi, eu acolo stăteam, nu aveam ora mea, nu depășeam. Și, nene, eram pe nasoare. Tata ce ferit, lucra, venea mama, era la doua, la Pasteur, la este. Băi, oameni ca, dar la servici toată lumea, nu că acum pe stradă asta, nu mai întreprind, dar era un trebuit de toată. Și eu pe acasă, mă, pe școală, mă duceam la școală să mai îmi dădea câte 2-3 care aveam eu grijă de ei să mă-i bată. Alții să-mi dădea bomboane sau halva. Erai pe protecție, erai pe taxă de protecție atunci. Da, mă, să mă dacă... Te-ai descurcat. Da! Auzi, dar ai făcut și școală de zidărie construcție? Da, vreau să spun. Aia. Deci eu, după ce am dat-o pe asta, tata zice, băi, să stai băgabon pe tata, trebuie să faci o meserie. Până am găsit eu pe drumul Murgului la 23 august, că de-aia nu știi precis că eu am jucat și rugby, dacă spun. Pe cuvânt și hamba. Gimnastică ai făcut, rugby ai jucat. Gimnastică. Deci, puteai că ridicai picior. Deci, dată. Și m-am dus la drumul la 23 august acolo. Era o școală de construcții. Da. Zidar, zograf, faianțar, ce vrei tu? Și m-am gândit, ăștia, la ce vrei, fără examen. Zidar, cu cărămizi, cu aia, care... Există blocuri în București care au cărămizi puse pe mâna ta. Uite câte am făcut eu am făcut un an, practică, aia pe Ștefan cel Mare, aia, la Mihai Bravo, care blocul ăla, uite, stă în picioare. Am aici la Pasara, pentru că unul ca lumea stă în picioare, deci eu am cărat... Deci sunt cărămizi puse de mata de acolo. Da, câteva și să mai. Bravo, Nari. Deci școala mare de 2 ani de zida. Am înțeles. Și după ai terminat școala asta și cum s-a întâmplat de a ajuns portar? Adică... Deci eu la școala aia, când jucam extremă dreaptă la Flacăra Rușă, București. Da. 12-14. Victoria mea e BC, unii sportul de țăpcă. Și până s-au unii cu Flacăra Rușă. Uh-huh. Acolo am lucrat eu la Calabria. Și era extremă. Extremă, dădeam golul înalt. Eram înalt, nu prea le aveam cu voi, dar dădeam pe centrare. Și fugeam. Și la cornere se dădea de la 15 metri și eu, cu capul. Dădeam la golul, tatăl meu, tam am ajutat. Cum ai ajuns în poartă? Întâmplător. Întâmplător. Și-au văzut că ai mai multe calități acolo. Da, la Flaca Roșie s-a accidentat, cine mai știe, bătimpul nostru, unul malaeză și eu eram mai strâmbă dreaptă. Și înalt, fiind, nu am avut niciodată, i-am dat toate, că de-am, țăran, muncitor pe bani. Și lucram pe bandă la calapote, trăgeam așa, că era 1260 manual și apăsai așa 860. Asta era ca la podul? Da, scoteai, merge banda, uite așa, și ca la podul în patru și scotea ca la poate. Deci, așa, cu mână, nu mai era, știi că era și un manual și mecanic, eu manual, dar, ca să iau material. Și așa am început, uite, că luam mingea, o țineam așa de noi și mingea de mână, puteai să o tragi. Tată, munca, să știi, munca, acum nu mai există nici întreprinderi, nici copiii tineri nu știu să muncească. Munca ne ține, să știi, munca ține pe toată lumea. Munca originală, originală. Că dai cu barosul, că care, că nimic, faci și o muncă. Auzi, dar adică în 78 când te-ai transferat la sportul, ți-au dat și gradele cotenent? Nu, am fost la Steaua. La Steaua?
Urmă m-am transferat și eu ca prost pe un centac gradul. Dacă ți-a dat gradul, ți-a dat și haine, te duceai în aveai de-astea? Mă plimbam până la Berlin, care n-aveam voie să intru în locotele majoți. Erai cașchete? Bă, da, să trăi. Eu mă duceam la școala germană, știi cum a zis? Da. Întrebare, bă, te duci, zice, băi, era un genial, dragă. Ce, la federație, ai venit, bă, băi? Băi, el zice, ce faceți, băi, ziua? Antrenamente, mele, și face și voi limbă străină, faci... Da, german. Ia zi la lucrare, tu ce faci? Întâi cu stai așa, tu vă spun. Mă duc la antrenamente, mă odinez și după vasă așa, mă duc la școala germană. Școala germană, pentru cei care nu știu, era restaurantul Berlin. Da. Și acolo da. Făceai germană. Da. Cum ar fi. Da. Și m-am dus. Bravo, bă, Răducane! Nu eram oamenii chiar așa, nu se iei, măi, ce faci, ce zic eu, tu, eu tot pe ale mele. Păi m-a dus tata acolo, trag vă câteva Radeberger, că era 7 lei, și salată cu berlinătă cu cremuș. Bravo, dar cum mă tragi? Păi la școală așa se face, da? La școală. Da, la unde merg eu, școala germană. Școala germană, spune la Berlin. Da. Acolo, am mulți ani. Acolo, la Marea Rău. Acolo, știi, ți-aduce aminte de frobeție istorică? Păi numai acolo, cea mai... Nu, acolo, la Berlin. La Berlin, onor. Păi nu puteai să te împezi mai acolo. Acolo ne întâlneam la Capșa, acolo sau la magazinul copilului cu fetițele. Eram și noi, bine, sau româna, treceam pe acolo, sau noi eram, tăteam, mai eram câțiva. Să rămână, bă, uite, mamă, trebuia fetele, era mai ușor de agățat pe vremuri sau... Rușinoasă, săracea, trebuia să intri cu cineva în gașcă ca să-i aduci, ca să nu-l rușinei, așa, alo, na. Păi nici s-o uitat, dar nici n-aveai voie. Tu să zici de, alo, păi, dacă zici ceva, să uită. Adică, erau mai rușinoase și după aia când ai ieșit în Occident și ai ieșit în afara țării, alea erau mai deschise, mai... Erau școala, bă! Școala vieții! Păi, tată, păi, toți, nu numai noi și aia, până și noi în România, nu se știa de alea de... Nu. Fetele, alea la alta și alea la alta, da. Hai, mă, adică, cred că și pe vremea aia, și ale noastre păi, știam treaba. Care era prea șmecherită, dar nu se știa așa, uite, aia, nu ți-e rușine să faci chestii de tot. Era de străinătate. Și nu le ziceai matale. Hai să vezi ce am văzut acolo. Ia, așa. Ce am văzut? Ce? Arată tata. Arată o meserie. Care a fost cea mai nebună beție de care ți-aduce aminte? Că ai zis, bă, cea mai nebună a fost când o beție de asta de care ți-aduce aminte să-i fost mondial. Păi nu, eu mă duceam la doi copii ăsta, în partea alta, la Moș Ardenul. Da. La Moș Ardenul. Acolo întâlneai. De nebun, da. Continental. Ce mă era... Dar acum stau să mă gândesc, mă, tare, nu știu dacă cum să te încadrezi, da? Fiind cel mai artist dintre sportivi sau cel mai sportiv dintre artiști. Că erai în lumea asta. Și cu teatrul Constantin Tănase, și cu Bibanu, și cu... General, eu am fost artist și pe teren. Da. Și am avut șansa să joc și la Tănase 10 ani și în filme cu artiști ca lumea și cu așa că poți să mă faci cum vrei. Eu am citit o chestie și nu știu dacă e adevărată. Ți-a plăcut cu avionul mult de tot. Ce da. Să placă, mă? Știu, da. Păi dacă spun, da, mă, că... Cum ai mers cu nașul cu avionul? Eu asta vreau să știu. Cum să mergi cu nașul cu avionul? Adică nu e... Zis, nu e ca și cum te-ai urcat într-o viața m-a învățat. M-am descurcat tot și le-am făcut ceva să nu fie de ea, dar să mă descurc. Și toată lumea râdea de ce m-am făcut. A, tu vrei să zici de aia când am mers cu avionul fără pașa, fără bilet. Cum ai făcut? Cum ai să urci fără bilet? N-am mers de fapt, când pe zi și tu, tot să fii. Ne calificăm, eram antrenor cu portari. Da. La națională. Și ne calificăm în 84 la Paris. Da. În Franța. Mamă, turnul ăla, făcați de baletă, trezorii pe pumii și tot ce trebuie. Bun, așa. Aveam limbi, știi, vorbeam bine limba. Da, pe franceză, pe băcuși pe școala germană. Uite așa. Monjardin, care Monjardin e francez, ce nu? Ce trebuie, cum? Făcuse și Franța și Germania. Trezorii pe pumii și tot. Oh, și ce să mai nearică, vorbești fluid.
A, mergi, ce frumos, bravo. Cum ai trecut fără bilet? Păi stai să văd, tot așa. Se face pe timpul ăla, era cineva care ne făcea lista. Da. Și eu eram antrenor cu portare. Era un cer, cum acela. Și normal trebuia să fiu și eu. Dar pe timpul ăla nu era recunoscut antrenorul cu portare, adică... Nu era în lor, nu era... La noi. Da. Eu făceam așa, că m-a luat Mircea. Nu era funcție. Da, adică nu eram plătit sau ce. Așa și eu îmi dădea ei. Și cum ai trecut? Că nu te-am întrebat înainte să urci în avion. Bă, nu așa cine e, că nu era nici mic să fie ajuns. N-am dorit două nopți ca să rezolv treaba asta. Nu ți-am zis că le aveam pe astea și pe teren rezolvam problema. În viață, Dumnezeu m-a ajutat să mă descurc să am niște chestii de astea. M-a adus acasă, am supărat praștia, uite, mă, să nu mă duc, eu am calificat. Eram calificat, cum s-a calificat și acum, ai noștri. Bravo, pentru... Da, bă, ce? Hai că vorbim și de calificare, imediat. Da, pe uite, așa a fost, da. Și cum mă duc, nu mă duc? M-am dus, hai să mă duc la ceva, tăticu, cum vrei, eu antrenor cu atâți ani, nu mă duc și eu, nu cont, dar... Pe acolo, păi, eu eram echipamentul, nu eram cu cortarică, nu era... Am înțeles. Eram echipat cu masiuri, hai tată, pac, ăia la aeroport, cum ești tu, Loronarică, păi, nu ne mai iubim. Păi, ce vorune, nu conta că treceam eu, să uita iar pe mine. Când ne duce, mă duc la ceva, tăticu, ce faci, de ce nu mă... Bă, Rică, știi că ai, dar nu ți-a ieșit pașaportul. Asta era vrăjeala, poate. Da. Deci, când te ceva să nu ieși, nu este pe așa punctul. Așa era atunci. Da. Cum e cu toată viața? A jucat atâția și acum trebuie nu mai este pe așa punctul. A fost în toată lumea, a apărat și eu. N-am avut ce să facem, mă duc acasă, am început gândurile noapte, că le-am pe asta, noaptea e în fezi. Stau să mă gândesc, mă, ce să... Dacă... M-am gândit eu ce m-am gândit, ce-am făcut. M-am îmbrăcat în costum, că toți aveam echipamentul. Costumul, da. Da. Bă, am dus acasă, aveam echipamentul, m-am îmbrăcat dimineață, am luat buletinul, n-aveam pașa cu gălăgălăgă. Am luat buletinul și permisul de CFR. Tata a fost CFR și eu am avut permis până la 18 ani. Da. Mergeam pe gălă. Aveai permisul de CFR, da, mi-era pe gălă. Da, așa. Mă duc, încerc, pale mele, ce-o fi eu. Mă duc la aeroport. Înainte de a veni băieți, eu pe acolo. Hai, noroc, băieți, noroc, cum sunteți voi? Da, Nerică, ceva, aștept echipa, tatăl, bine, că ne ușchim la... Hai, aveți grijă, cu... era căricioare de aia, care eram unele mai automate, unele mai cărame. Și am luat un mare așa și eu țineam să vină ăștia cu bagaj. Am făcut programul. Am venit tatăl... Aveți schimbă. Da, plecat, antrenor, jucătorii... L-am dus și vine ăsta cu echipa mea și mă spune. Hai bă, tată, vină, pace, Nearică, ce faci? Păi am venit, mă ajut, hai că merge. Aia nu știa care-i treaba cu mine, că n-am pașa pe cuțete. Și i-am băgat, m-am dus, eu că eram alea. Haide băi, aici, băgați mai așa. Și ăștia care lucrează pe acolo, Nearică, pe aici, pe aici, gata, băgat. Am băgat, aia am băgat. Și când am băgat bagajele acolo, am dat și eu în spate acolo, la bagaj. Și a urmat chestia. Nu cred. Nu cred. La bagaj. Și după ochi, n-aveau... Așa, și au închisă. Stai să vezi, a închisă, a plecat. Eu acolo. Așa, de pe ultima m-am gândit eu să mă duc, să ceva, și mai contează, era sus acolo. M-am dus ușor, ușor, l-am făcut ușa, că ușa aia intră în avion. Da. M-am băgat aia, stătea acolo, nici nu m-am băgat în seanță. Eu, tot timpul, stau în spate acolo, cum era frică de ea. Am stat acolo, tatu, puțin, și pe urmă, fetele alea, dar e că aș dune și pe noi. Să, că eu mă duceam, puneam că aia de șapcă, aia de aia, destul ardes. Da. Și, hai ce vreți pe aici, când mă duc în spate, mă vede generalul. Că, ce doriți, ceva să... Ce faci, mă, tu aici, de eu? Ce mă, crezi că eu n-am pire să și eu? Păi mă, că ce atunci. La restul de astea. Să dă aici, la avion. Bă, dacă... Încă era, ne-a dus acolo, era una,
Săraca, când număra, număra 1, 2, 3, știi că numără o fată, spunea de asta. Băi, că e unul, este unul în plus. Spune-mă că e cunosc pe toată doi, nu-i nimeni, mă, ce. Și la, când îți spune, eu sunt, mă. Păi cum de la bagaj. La bagaj, am ținut-o tot așa. Când ai coborât chiar, în carul. Tot așa, la francez. Ea, băi, mi-ți, hai, hai, tricou. Da, tricou, pa, pa, aia. Mersi, bă, costă, în jurul meu. La revedere, ai ieșit. Și a plecat. Am stat, bă, de ce? A ieșit, când vine ăsta, la mașina cu bagaje, eu la mașină. Eu stăteam în România, scrie pe ea, știi, național. Și când a venit ăștia cu bagajele de chiar cu guruș, cu, cu băieții ăștia la alții masuri, hai, băi, ce mă? Nearic, nu cu noi, mai de poc, m-am băgat. Cel mai nasol a fost când am ajuns la... Asta vreau să te la hotel. La hotel? Acolo nu mergea. Păi da, asta e mare casa. Eu când am văzut, pentru că nu trebuie să știe ea că sunt... Eu nu te numără, apă, că... Și Buluș era masorul cu încă un. Iar, băi, doar cu băi. Bine, da, pe, asta cu ea. Cel mai nasol era la masă. Că n-aveai cum să te la masă, că acolo... Dar dimineața nu te întreabă nimeni. Mă ușa dimineața la masă, că mănânci pe damă, că cine vrea mănânci. Da. Că nu se la hrătărță. Da. Și mâncam dimineața, luam la pachet ceva și... Da, bă, da, bă. Dar adică te-ai descurcat. Mă, dracu, și să vezi, până la urmă, mă întâlnesc cu Ilie Năstase. Da. Acum treaba e să vin înapoi. M-am dus la meciul, m-am descurcat. Ce-ai făcut treaba cu oamenii? Și când să vin înapoi, n-aveam bilet iar. Înapoi nu mai mergea la francez. Să buci la patru. Băi, bagă mucața și mi-e un bilet. De ce? Prin aici. N-am mult, am venit așa. Bă, tu ești nerebu, cum dracu' e. Tot așa nu vrea să crezi. Și mi-a luat tine bilet. Zice, băi, când ajung la București, băi, dai că eu duci de tur, nu mi-a dat nominal. Dar ai vrut să arunci sticle de bere goale pe geamul de la avion? Hă? Ai vrut să arunci sticle de bere goale pe geamul de la avion? De dracu, aia de aici, scrie pe acolo? Da. Bă, asta îți scrie pe acolo. Cum ai vrut, Darică, să arunci sticle de bere pe geamul? Da, e adevărat? Băi, mă gândesc că e adevărat. Dacă ai vrut în Franța la bagaje, asta... Nu asta! Ei, asta știi, prima dată când am mers eu cu avionul, început să fie drășeală. Când eram mic, stai mă aici, când eram mic, tatăl fugeam pe stradă, în cartier, fugeam cu avioane, le făceam eu. Da. Și el zicea, fugeam, presimțeam eu că să merg cu avioane. Dar nu știam eu că, urmă, început să nu citeam că cad avioane, că nu știam. Prima dată când am jucat așa, m-a luat la tineret. Da, Pănel Drăgușin, în Africa. Fii atent ce turneu am prins, și așa, Congo, Brazzaville, Mobutu, să se... Toată partea aia. A stat o lună jumate, până de-aia cunosc și... O lună jumate? O lună jumate. Așa, de-aia s-a luat... Da, așa a rămas de la culoare. Da, înțeleg. De la soarele african, care bate altfel. Cred că nu e de la Vlădere. Da, bă, și primul dată când m-am dus, prima dată cu avionul când m-am dus eu, în 65. Da. Era Neconel Drăgușin, pilotul de tineret, în Africa. Și le băgăm, bă, n-aveam eu cu cad avioane, că nu știu ce. Uite, băi, adică, nu știu ce, lasă-mă, bine, lasă-mă, plimb de pământ. După asta am trecut eu cu astea și... Mă duc la rapid, mă ia rapid. Ne-a tineri de la frac, la cronul trans. Eu lângă ei, copil, 17 ani. Vino mai ce era neghicară asta, că mă trot, dar în coie greu. Mă dau cine nu știe. Și pleacă în Iran. O, mă ieși pe mine, în Iran. De data asta cu loc, n-ai mai urcat la bagaje. O, oare și n-am loc. Asta-s, că ai avut scaun și aveai și masă la parință. Era, abia nu lase rapid. Da. Și în spate acolo, la tinel de la fricot mai rău ca mine să te împartă și în spate, da, în coie, greu, așa, eu pe lângă ei, pe acolo, cerane de nene, care despre bine problema să-mi privadă. La toată, eu învățam de la ce cursă. Și până la urmă, ăsta,
mă truc, zice, băi, ringă, ia vină cu aia. Ia sticlele astea să nu le vadă ăștia și le-am și pe geam. Nu, mă truc, nu ne trebuie să știu, cu avionul, cu... A zis să nu fie, avionul așa, pac, și aici la sfârșit era așa, a zis, mă duc acolo, ne-am luat într-o grupă și m-am dus pe la geam, să vedem cum se desface ăla. Și până la urmă am început să dau cu sticla. Nu cred, în geam. În geam, câte așa. Mamă, narică, nu cred. Și mă vede neatent, era acolo, ce faci, mă? Nenorocite, mă, mă, vreau să rășu sticlele, că mi-a zis, dar să rășu sticlele astea pe geam. Eu, da. Nu știu, nu, să deschid de-al dracu geam. Eu trece, băi, îmi plăbă, fac. Băi, să mori dacă nu e adevărat. Ce, nu știe dacă ți-a zis? Mamă, că mi-a, te omor, las că ajungi jos, jos. Mamă, când am ajuns jos, atam de atină, nu știu, după ce-a fără. Ai văzut, te omor, vrei să dai raier, nu vrei de aruncat și rău. Ce distracții făceai prin cantonamente, adică prin deplasări, ce făceați? Farse, băute, altele? În primul rând, n-am avut de-astea. Dacă beam o bere, eram baroț. Mie îmi plăcea dacă îl dădeai, e stilul fetelor. De-aia am insultat. Băi, aveați voie? Nu prea aveați voie în cantonament. Nu, mă, primuri, așa stilul, spune. Stilul fetelor, mă. Adică? Adică cum bea ele, dulce și asta. Și eu aha, eram o fată și îmi plăcea Florio Marța la... Asta, Vermont? Numai de-astea... Verne Branca. Da, ușoare, nu mă... Beam, ce... Și cantonament, că oricum aveai cantonamente legate. Bacă era națională, bacă veneai... Asta nu legată. Cum făceai, adică, să reziști așa, că... ca bărbat? Nu aveai... Nu simțeai nevoia să... Era și greu. Cume, ce ne-a rupt mâna... Pentru portar e bine să ai dexteritate. Da, mă, cred că de-aia mă... De la singurătate, adică... Deci n-aveați, băi, nu se intra, nu se ieșea din cantonament. N-aveai cum să bași pe geam. Nu-i distrai așa ceva. În primul rând, n-aveai cum. În străinătate era 10 dolari. Dolari era atunci. O fată, mai. 10 dolari. Și noi aveam 2 dolari pe zi. Păi n-avem, puteai să iei o mână. Și cred, mă, ce faci, ce dracu să facem? Și vorbeam noi, care eram mai prieteni. Eu da. Băi, hai, dați-mi mie. A, făceai chetă, îți dai la 2 dolari, la 2 dolari astăzi. Câte unul, sau dați și data vă dau vouă, dacă vreți să vă lucrezi. Și dau eu, și mai m-am înțeles cu Lucetul, cu Dino. Mai l-ai împrumut. Mai avea de mă, ei nu mă. Și op, 10 dolari la băr, mă luceam. Păi și de unde, dacă dădeai acolo ăștia, de unde mai aveai bani să te mai întorci cu bikini, cu sutiene? Păi nu, asta numai după aia, când am început să ne șmecherim. A, când aveați bani? Păi nu avem! Păi și cu ce luai marfă? Păi, cu ce ai marfă în țară? Păi, nene, ești de cum? Mai erai început să bâișnițării, îi dădea, aveai dolarul și dădea, nu știu cât era, făcea. Hai, Narică, că scăpai idei, oră în foie, treaba lor ce făcea. Și dădea și mai băgam și noi, când plecam, era frică, că dacă te prindea, era părnaie să nu mai te duce. Îi băgam ori în periuța de dinți în aia așa, ori în pastă. Deci făceam pasta și băgam. Erori și băgam, și cu aia luai marfa. 102. Adică îi băgai aproape, îi spune, scătești, bă, mă. Altfel, nu, era des. Cu toate că în ultimul timp, dacă erai prieten cu Dinamo și ăsta, nu mai te controla. Dar te controla la... Păi îi aduceau deja video-uri, alte chestii. Mă aduceam și eu când vreau să mă la Dinamo. Dar și... din piesele pe care le aduceai, ce erau mai căutate la femei? Sutienele sau bikini? Bikini aia mișto. Toate culoare luam. Țin minte și când așa-mi vedea fetele, băi, ea poartă tata tot de asta, mamă. O lună lucrai pe trăuie. Ți-ai mai treabă. Mamă, pe ce sutie nu lucrai. Luai și mărimi mari? La bikini sau mici? Nu, dar nu mi s-a plăcut. Mie, dacă mă crezi că sunt de mare, mie mi-a plăcut astea mici. Ah. Mici ale dracu. Mici, care mai vreau și nevastă. Nu mică a fost, că am fost... Deci luai mărimi mici, ca să nu țin capă și multe bagaje. Găseam, la mari nu m-am băgat. Nu m-am băgat niciodată. Da, zi-mi și mie cum ai băut bere cu pele, ai avut tricou cu semnătura și mingea și s-a șters semnătura după minge?
Îți dai seama câți bani făcea mingea aia acum? Da, da. Dar cum s-a șters semnătura? N-ai avut grijă de asta? Ce s-a întâmplat? Și mi-a întrebat, mă, ce era, că acum... Cum ai tu, alea, că zici, uite, ai cu mănușa, cu... Păi cu ceasul se uitează, că nu e... Atunci... Luai ceva, uite și aici ce mișto, uite ce e pe aici. Semnături, păi asta o să o vând, adică o să scot bani pe aia, că nu se șterg. Păi, pe timpul ăla era așa ceva, mă, ce nu era așa. Așa e puțin. Dar îți dai seama câți bani făceai cu mingea acum? Pe ce afacere? Acum nu. După aia, când eram și eu mai după Mexic, după 70, când am fost la Mondial, când da. Am calificat, înainte când... În 69 am fost primat când m-am întâlnit cu el, dar jucat pe Maracana și până în 70 de întâmplători m-am jucat cu ei în serie. Ți-a dat vreun gol pe ele? El mi-a dat gol. Ah. Da, și după l-ai lăsat? L-ai lăsat? Sau? După meci, pe nu știi pe asta. Nu. După meci, ziariștii, Pele, ți-a dat Rică, Pele, bă, pe prietena mea, ți-a dat de Rică. Tu că l-am lăsat. Da, îți dai seama, făceai bani frumoși, te băgai în afacere. E. Oricum te știu că ești pe afacere. Ai o terasă pe la... Pe unde e? Pe la Neptun. Nu mai am nimic. Nu mai ai? Gata? Sunt prieten. Sirena se chema sau cum? Nu, mă. A, ai fost acolo la Neptun? Nu, dar m-a tot întrebat de la ce vine numele. De la Poferul, păstică de acolo. Da? Care el e cu un bucătar și eu mă duce vara. Tot timpul am dus după ce eram eu, după ce m-am fost marit. Mamă, la Neptun, prin cine vinea la steaguri? Și vinea mă la steaguri, ce drept, nu aveai voie să-l calci. Nu mai e divizia. Am înțeles, da. Națională, Liga, ce? Liga Campionilor. Divizia pe nu merge, da. Și vinea acolo, treabă calm. Și până la Costică, băi, ai, stai, vrei să fii cu mine? Și eu, cum să-i spuneam la... Eu am zis, băi, îi punem Rică, Costică și cu la Barbara Nică, la micul lui. No, și el a făcut el, Serena. Păi, mă, lasă mă așa, rău. Și toată lumea, eu tot eram cu ei acolo, e al lui Rică, tot e al lui Rică. Da, da. Și are băsa mea, adică... Oare, și acum, toată lumea, hai la Rică acolo. Dar cu ce afacere puternică ai face dacă ai avea acum o sumă mare de bani, în ce te-ai băga? Unde, în ce? Nu știu, să faci o afacere. În ce? Nu știu, pe asta te întreb, dacă ai avea acum 1 milion de euro, să zici, adică uite, ai 1 milion de euro să investești în ceva, cam ce afacere ai face? Nimic, aia ține pe brăt. Asta e afacerea. Da, ce să faci? Ce, păi da, într-un an îi dai la... Ce să meargă? Nu, tu nu vezi că n-avem întrebări, dar nu, ce afacere? Nu. Da. Eu am avut într-un timp un magazin cu cineva și mergea treaba, îi spunea mersi Rică, în drumul taberei. Și vine lumea, lua mersirică, pleca, cum mai nu plătiți? Și până m-am pus-o pe una, trei, mă, eu nu mă stau, că așa, dar e că mersi, nu, nu, mersi. Adică ei a zis că, ai cât, 100 de grame, parezi, sau, depinde, era cu pui, eu da. Era la crevedia și mă ucea la pui și... Ai și fost plătit în pui la un moment dat. 100 de pui. Ce ai făcut cu ei, Nerică, 100 de pui? Cum, dădeam, 3 pui la 100 de lei. I-ai vândut în cartier? În cartier, erau fetele, când mă aștepta asta de la balcon. Ei, ai urcă-te la mine. Nu, nu, coboară, că nu puteam să mă urc la toate. Dar ea trei pui. Și dacă cumva, deci de asta, ficăței și cu... Asta la care țineai mai mult de... Răceai și mâna ta, pipă, aveai pipota acolo. Și... M-am descărcat. Pe partea asta, pe afaceri, pe păcănele, nu prea merge. Merge de acolo. Ai fost coleg de păcănele cu maestru Lis. El te-a... ar veni, ai făcut șubana cu Lis. Prima dată la Rio, la Las Vegas. Da. Eu am jucat în Las Vegas un an. Dar am plecat de pe jumătate. De ce? Ai jucat un an, n-am plecat pe jumătate. Păi atât aveam contractul la România acolo, rapid Las Vegas. Așa da. Și venea lume, păi, făceam și cu... La Ovidiu, la nu? Două, nu era Ovidiu, nu era echipa lui la Ovidiu. La Ovidiu, mă! Nu știu, pe Ovidiu. Păi, da. Am fost eu, mă, la rămân cu ăla. Și am prezentat campionatul de fotbal românesc de acolo. Atunci, când a fost de 94. Nu, mai încoa. Da. Mai știu, acum 10 ani. Ovidiu, mă, încă la tata, el m-a luat de la Buzău, nu știu. De la Buzău, da, șarpe.
Și ai fost acolo și la Păcărele, cum? Acolo a început? Da. Da, mai dădeavă ceva mai aici nu dă... M-a urât, asta e o boală, e urâtă treaba, dar ce aveam și eu pe acolo, mă duceam și băgam la treabă. Da, acolo mai... De aici ce? Nu prin speciala sau ce se întâmplă? Da. Nu, mai prins o speciala. Poate special... joci pe alea vechi și alea nu mai dau. Ai încercat la astea noi? Dacă vezi pe astea noi ce pomnește, pac, 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 nu dă nimic, nici nu o să vezi. Dar îți place că-s mai colorate astea? Astea noi. Mai bine dai cu degetul dacă este ceva, că mă duc și degetul. Nu e, bă, treabă. Dar apartamentul mai e pe la Mangalia, pe unde l-aveai? La Mangalia. Dar cum au intrat hoții peste tine, să, cu tine în casă, să-ți fure portofelul? Cum vine? Doar mi-am cu o fetiță, adică... Cu o fetiță? În cantona mea. Da. Dacă nu știam acum... Nu mă timp. Dormeai cu cineva. Și cum au intrat peste tine în casă, ți-a portofelul? N-ai avut nimic? Cineva care știa... Eu stau la unul acum. Da. Tot așa, Răducanul era primarul Băiar Calama, dar... Păi la data ta e vechi, dar frumos, așa, pe altfel îl cumpăra de la... Așa. Ne-am dus de la parcă, la discoteci, până dimineața, dar... Cred că aia a fost mână-mână cu... Da, au știut ei ce și cum. Cipru. N-avea cum. A lăsat ușa de la... Noi n-aveam de la, la balcon. Gratii. Era la unul. N-aveam, era să pun. Dar n-am nici cine s-a așteptat. Și eu m-am dormit. Da. Busem ceva, a fost la... Aia cred că știa. Noaptea a venit, că dacă prindeam, îți dai seama, l-am gândit acolo. Dimineața nu m-am prins, s-a sculat fata, că eu dormeam cu ea. Care fată s-a sculat? Asta care a fost cu ea. Ah, aia. Da, mă, una, m-am dus. Și cred că aia m-a... Am un pat la mic, așa, și eu nu... Pentru mine, că domnul, mie îmi place de la mare, așa, dar dacă... Și nu-i loc. Și tot, când dimineața când m-am trezit, nu mai era ea lângă mine. Unde trec, când joc, dacă nu pot să dorm în patul ăla, am împins pe tot și am dat totul, dacă am... A dormit și acum ai dormit matale în Franța. La parte. Și cred că atunci ea s-a mutat în camera alta și a dat drumul, eu știu. A fost și poliția, nu, mână. M-a luat tot. Atunci aveam și eu ceva la mine și de la asta. Am zis că plec în și eu la treabă. M-a făcut pinguin. Ai jucat și în filmele, adică? Ce filme ai jucat? Nu. Totul pentru fotbal cu genere, cunoscut și cu Dinică. Da? Ai stat cu ei la filozofii? Ți-au dat lecții de viață? Da. Păi Dinică era de-a meu, de Giulești. Te înțelegeai bine cu el? El m-a. Da, vorbele noastre, Giulești. Bibarul ăsta care vreau n-a fost și el în film. Dar... Jean. Păi de viață. A filmat la Buzău, la... El și pe Constanța acolo, a avut și el acolo. A avut probleme, eu când l-am cunoscut pe Jean Constantin, a avut probleme cu Gagica, că eu luase Petre Roma, nu mai știu ce, a fost ceva scandal. Oh, da. Păi nu ți-a povestit, era supărat rău de tot. Nu mai țin mi, dar Petre Roma? Da. Era mai... Luase Gagica, da? Păi și era mai frumos ca așa, ce trebuie. Nu era, și Jean avea... E adevărat ce se spune de nasul mare? Eu așa zic. Că nu răcești, nu? Da. A, lasă mai bine... Ia. Nu respir, doar sunt operat de 3 ore, de așa respir. Am înțeles, trebuie să trebuie așa. Da, știi câte ore mi-a tras mie păi, cu un cancer nas? La portat. Unde, n-ai treabă. Din cauza asta, că dacă nu era asta, era, știi cum era în Baba Clanța. Deci, e adevărat cum asumă. Și la picior cât porți? 46. Deci... Și ca mână, și ca... De... Cam... Măi, că sunt echilibrat acolo, adică am fost, s-a dus. S-a dus numai... Da. Dar adică la Las Fierbinți, te uiți, ai văzut un episod din serial? Mai am avut, că e Caterinca, stilul meu. Da? Păi, da. Te vezi într-un rol acolo în serial? Păi într-un timp eram, bă, că știu și unii la fermeța, acolo am și pe niște prieteni, mă duceam la șpriță acolo. Localnici, de acolo. Eu auzi, poate te văd pe acolo, pe platul, devenim colegi. De ce, mă, pe mișto? Ar trebui, mai fac și de timp.
și ne descurcăm noi. Hai că vedem noi acolo ce facem, că urmă, că sunt și femeie de servici, dacă e gata, vorbesc. Dar pe bătaie? Că pe fotbal, pe asta am înțeles, dar pe bătaie era să te bați... Și la box, mă. Și cu cine? Dădea să te bați cu un boxer pe la Onești, pe acolo? Nu, mă, frate. Deci, la 162 unii ai răbrătie ăștia, ca păi, am văzut pe zi. Și a înțeles de dată. Și ce să faci pe acolo? Deci era un antrenor la Pasteur, mai da. Sunt un pastor, te ducea la școală, școala a trecut-o. Așa cum sunt eu, am făcut la școlile nicel n-aveam, că am dat 3 ani într-un an, dacă n-au să... Păi așa fac geniile. Știi, mă, am fost deștept. Mă, vine de la Pasteur, eu eram mai barosan, așa, n-am zis. Categoria grea, n-avea la grea. Și vine la întrebări că, uite, iau 100 de lei. Poate, bun, 100 de lei, e ciocolăț, e cu gașile, cu ciocolăț sau cu savarina, că mă cea la Podogran, acolo la noi, sau la Giulez, la cafeterie. Fetele în colț, acolo, hai, la 3 lei, o să văd. Mergea. Da, acum. Și... La noi era 3 lei, străinătate era 2 dolari. Bine. 10. Altă, da. 10 altă trebuie. Era tort. Mi-aduc aminte. Era tort. Da, mă, tată, și vine ăla, zice, băi, asta și dat în prezent, că nici ei n-au categorie grea. La școală, la Pasteur. Da, da. După taie știam, nu? Nu e tehnică. Parcă n-aveam. Da, așa, dacă începea bătaia, și a venit unul și până când îl văd pe ăla, văd pe unul. Și spun, ce faci, băi, știți că nu e poate vine tata, dar că stă bătaie. Vezi că dacă eu te rola la omor, la răbăciune, și nu știe nici asta, mă, că am venit la fel ca să luăm puncte la greutate, că n-are nimic. Eu la poc, băi, tăiam lor, că dacă nu te iau la niște omoruri, te tăi dracu la niște. Poc, mi-a tras în nas, moare în nasul, mi-a început să-mi curgă sânge. Da? A. Aici, la care nu, ca rochi. Parcă îi spun la radio că nu mai e, gata, că mi-a rugat, nu mai e. Nu mă rugat, că nu ce parcă, el, fie atent, dacă nu rugat, că mai trebuie să fie cifră. Băi, mai, n-a stat la urmă, și-au început. Bă, acum nu mai e box. Bă, a fost joia. I-a trași de uleuri cu picioarele. A luat pe jos, a picior, spune, bă, cu ce? N-adică ce? Te-am zis să stai la urmă. La revedere. Și arbitru descărcă, nu mai bine. Auzi, Narică, fii că am găsit ceva foarte interesant și nu știu dacă e adevărat. Ce ai găsit? Ce găsit? S-a legat de voi scriitorul Eugen Barbu la un moment dat. Ați pierdut rapid la Leeds cu 5-0 Cupa Cuperor sfert de final. Și ți-a zis Eugen Barbu așa. Vezi, Rică, asta n-avem noi. N-avem răutatea englezilor. Să vă văd și pe voi că alergați ca ei. Că băgați piciorul ca la minge, ca ei. Ah, și mai știi ce ai zis? Cum te recuți? Ce ai zis? Păi a scăpat bine cu 5-0. Mamă, meeting aviatic, trebuia de a patra. Înainte a jucat 3-1 cu Tottenham. Oase mai da. 5-0, ne pupăm. Și el vine la noi, bă, i-a zis, băi, tată, stai la un loc. Dar și tu te... Dar m-a dat ce? Scrii ca șeți? Asta a fost drăbnic. Da, mă, i-a zis. Dar era, țin minte că era Shakespeare pe timpul ăla. Da, ai dirijat orchestra din tribune și era fanfara și era Mobutu Sese Seko acolo? Da, acolo în Africa. Cum te-ai băgat să stai, domne, că fac eu? Păi nu, că mi s-a părut mie cântă frumos și era și m-am dus. Ia să fac eu și m-am dus în față la ei. Nu ne venea să crede în Africa. Da, mă, da, îți dai seama. Și tâmpit. Eu m-am dus la aia, mă, să ne fac. Cât aia ca la noi, da. Ți-a plăcut? Da, păi, dacă nu. Lăutăria, da, te așa. Tot timpul am vrut să mă fac lăutar. Da? Dar ne m-au urechi. Păi ciudat că urechile sunt mari. Adică... Mari de-a dușnițele. Păi, dacă spun, începuse, eram înnebunit când eram mic, mi-a luat fratele meu acordeon. Se cânt la acordeon, după ce am venit asta. Asta la Vlădeni? Aici, mă. A, aici, când ați venit la București. Păi, și știai cu caloriferul de piept? Nu prea de piept, mă tot m-a dat. De m-a ureche. Da, îmi plăcea, cântam, dansam. Îl duceam bine joc, dar n-a...
Că am vrut să mă fac să cânt, că îmi place populară, dar na. Dar adică revenind la partea de sport, trebuie să știe și copiii care se uită la podcastul nostru. A mai existat în lume vreun portar care să fie prins în offside? Eu știu că nu, dar... N-am mai auzit. Dar, n-am auzit, dar nici nu s-a auzit, dar așa ceva nu mai eu puteam să... Dar cum te-ai gândit că te duci să primești tu pas acolo, ultimul om din echipă? Am dat și gol. Și l-a anulat. Am sărit peste portar. Păi nu, ce, ori iese, ori nu iese. Ce să... Da, mă, în ce mai se întâmplă asta? Farul. Pe 23 august, stadionul Arhiplin. Ce te-a făcut, ce te-a mânat să ieși din poartă, să duci până în poartă? Păi, dar ce să mai... Când am văzut că 1-0 mi-a dat unul tot, era pe tipul ăla, și era Antonescu și cu Ștefălet, cu portarul care îi știam, era Antonescu, mai era și pe la Națională, și m-a zis să mă duc în careul la el să vorbesc cu ei, că noi îi îngăzeam la campionat. Da. Și era pe căzături. Aici era până la tot. Și m-am dus pe acolo, pe un careu, am stat vreo 10 minute, la cornere, până. Stai, mă, la unul, dați vreo recursă, unul, eram campion. Și, bă, că nu știu ce, și m-am dus, dacă am văzut că nu, centra una, două cornere. Și am intrat peste ei, cu totul, așa, că i-am băgat în poartă, am găcat și pe cap, acolo, arbitru, nu am zis, băi, drum, să-i drum. Și a dat fabra acolo, nu. Și n-am putut să dau gol. N-am putut, am pierdut bunățele, am crezut în piață. Da. Dintre portarii ăștia mondiali, ai avut un idol? Ți-a plăcut vreun stil? Banks. Da? Victor. Ăla, cel. Am văzut... Am și tricou. A apărut acum un documentar cu Higuita, pe Scorpione. Nu l-am cunoscut, n-am jucat contra lui, dar avea furică, mai rău ca mine, dar era mic, mai iute și... Dar n-ai văzut că se lăsa, pe urmă început să și eu. Se lăsa în mâini și dădea... Da, pe asta zic, ai respins vreodată așa? O, Scorpionul se cheamă. A înghețat Nea Bazin Marian. Ce? L-am întâmplător, era amical. Și l-am văzut, și ea să încerc și eu. Și a dat unul cu tăi și mi-a ieșit. Bă, dacă era tâmpitul, era gol. Da, dracu, e amical. Am încercat. Dintre golurile pe care ți le mai aduce aminte bun, ăsta alu Pele, care rămâne mondial, că vorbim de Pele... Dar nu-ți dă vină, că abia am atins-o și el pe șpagat. A venit la colțul lung de șpagat, eu m-am tras Zinio, eu la colțul scurt aceea, m-am aruncat, abia am atins-o. Și în partea aia alta trebuia să vină fundașul Lariu sau altul care era. Și ăsta Pele de șpagat. Deci a fost care n-a dat cu șut sau cum face el. Pe piept, șut, direct sau... Dar e vreun gol care te bântuie? E vreun gol care zici, mă, puteam să-l scot pe ăla. Am luat-o și cu spatele. M-am lăsat, fugea de pe o minge să trag de timp și m-am lăsat de jos și m-am lovit în păcoașe. Și mingea a ajuns la lăsa, da, gărbura, da, eu nu știam unde mingea, bătea vântul și fugea și când m-am lăsat eu în păcoașe. Și cu steaua, sportul cu steaua și toată lumea a zis că aranjea meciul și după aia cine crezi că m-a luat steaua? La sportul. Zim top 3 cei mai mari fotbaliști cu care te-ai întâlnit în teren. Cele mai mari nume. Lăsându-l pe Pele la o parte. Pele fiind maxim. Cruyff. Ai jucat contra lui? Mamă, ce... L-am omorât, s-a luat de cap, n-a putut să-mi dea gol. Dar ce viteză avea? A respins o minge și el stătea până la 11 metri. Avea o viteză de reacție iute, n-a putut să-mi dea gol. A tras, de aici am luat, că mi-a tras până în față, da, m-a ridicat așa și m-a tras. Și uite așa făcea, era unul Van Basten. Da, cum să nu și Van Basten, da? Van Hanegem. Uite așa s-a luat, avea părul și făcea. Diavolul. De tine? Da, și pe urmă, cel mai mare meci al meu, la Luzan. Când ne-a calificat pentru Mexic, în 69. Jucase în România, eu am debutat după 7-1. Tot în Elveția a fost Ionescu și Datcu. Da. Și după aia eu luat 66-67. A luat bătaie 7-1. România de la Elveția. Și până am intrat cu ei în serie, că toată lumea, mamă, Elveția, ce șansă avem. Și ne-am dus acolo portariul.
Hai să încerc, mamă, mă gândeam să vezi că ne dă și 9 ianuilor 5. Băi, nene, am avut un noroc la meciul ăla, era un otofan la afară, a centrat pe dreapta și Lucescu a făcut spagat să dea gol și l-a lovit pe Mișel Bănuț în minte, în genunchi. Da. Și de genunchi a autogol. Și așa a rămas. După aia n-a putut să mai îndea gol. Ceea ce a fost la partea a fost cel mai mare. Da, o să-i via, da? Și după meci, bucurie mare, cum era... 1-0 s-a terminat, nu? Da, 1-0, autogol. Așa ne-a calificat. După 7-1, înainte era 7-1. Și toată lumea, Lucescu, bături, că nu era ca acum telefoane, televizoare de alea ca să... Și Lucescu, când el a făcut șpagatul, a zis că el a dat gol. L-am pupat, tot, nu știu ce. După o jumătate de an, a apărut aia, care și l-a roit pe Mișel. Ia uite, mă, zicea că e de gol ferea de că nu era că la noi cine a arătat. Da, dar el a făcut șpagatul ăla în față și l-a lovit pe la genunchi. Dar erați mai obișnuiți cu calificările, nu ca acum. Te-ai bucurat pentru calificarea României acum în Germania? Mamă, ce? Nu ți-a zis? Când am văzut că am dat Ianeț, bă, lăte, culmea, și direct amicul prieten, m-am dus, eu nu le-am pătării, m-am dus, bravo, mă, cam așa, bă, cuneac, la ora 12 noapte. M-am dus, a, bă, și un cuneac. Ce crezi că moștenește Ianeț de la Gică Hagi? Inteligent în joc. Da. N-are viteza lui Gică, mai dă cu capul, Gică nu dădea capul niciodată. Și dădea și cu stângul și cu dreptul. Și ăsta micul tot, ai văzut, a tras prima dată cu dreptul. A dat cu dreptul, a respins și după aia ai dragul cu stângul. Dar ai putea să zici acum că, uite, arc peste timp ne calificăm, că până la urmă golul lui Ianis ne-a calificat. Era calificat și la 1-1. Mai bine. Dar poți spune că ne calificăm cu victorie și cu golul lui Ianis Hagi. În condițiile în care a fost destul de controversată prezența lui la națională. Așa rămâne în viață la toată, pentru toată România, tineretul care o să, sau ăștia că ați mânat orice aminte când o să noi ca bătrâni, dar rămâne. Băi, ne-am calificat, că e mare lucru să te califici. Păi, mai ales după atâți ani. După atâți ani, cine nu mai știam cum e mirosul. Foarte mișto. Din copii, la toată lumea. Care e preferatul tău de la națională? Care dintre jucători? Sau ai preferat, se pare că unii care au mai mult zvâc sau că o să arate mai mult la... Neapărat de pic, eu am avut mare încredere în Moldova și a scos decisiv. Da? Deci nu-i portar... Păi a fost acolo. Nu, el încă nu e în altaș, dar e portar util. Deci e un portar util care ai încredere să-l faci. Adică? Cu toate că face greșeli, ai văzut că și acum era gata, i-a dat mingearul ăla cu piciorul. Dacă ai grijă de sănătatea Matare până începe campionatul în 2024, îți promit că merg cu Matare la bagaj amândoi. Vedeam noi când intrăm frumos cu avionul, băgăm acolo unde strec, până să mergem în Germania. Dar din toate echipele astea care le știi acum aproape calificate, de cine ți-ar fi cel mai frică să ne întâlnim în Europa? Ce vorbă? Franța, aici, mi se pare... Dacă ne întâlnim cu Franța, nu ne uite, mai duce. Germania i-a bătut turci. Da. Care noi ne sculam de la bar dimineața și îi băteam când vreau. Pe turci ne cu calegii și ne făceam. Da, acum... Ne speriam. Nu mai e nimic cum era la sport, cel puțin la fotbal, dar să spun ceva, sunt echipe de zile. Adică are 2-3 inși în echipă care prinde zi bună și te-a curățat. Orice echipă de în țară, care vrei. Cum ar fi să jucăm în finala? Deci înseamnă că ar trebui să mai trăiesc cum să parcesc. Să văd și treaba asta. Bă, pentru noi, români, nu contează, mai ales pentru eu, că nu sunt purtător fals la echipamentul ăsta. Am fost și calificat și la mondiale și ca antrenor, și ca apropiat. Deci, sunt original și le doresc tot bine de lume, chiar dacă așa cum e, nu avem. Dar cum e, uite, își fac datoria și să câștige, să-și ia bani. Până la urmă, asta e interesant. Auzi, spuneai mai devreme de perioada aia de când ai venit în București. Regrești ceva, perioada comunismului? Crezi că era mai bine atunci? Orice întreprindere cât de mică avea, ne ținea, sportivii.
Eu, da. Box, gimnastică, handball, volei, ce vrei tu. Și așa ne recunoștea toată lumea. Că suntem cineva undeva. Acum nu mai avem întreprindere. Și te crezi că de-aia nu mergi în sportul? Tata, dacă ai întreprinderi, ai și ce să mai țină oamenii cât îi ții pe ăștia, sportivi, ca și cum ne-ați unul pe toți. Reține și sportivii să duce și cu curaj la un sport care îi place, că știe ce, băi, am un salariu acolo, nu modul ăsta, dar modul antrenament. Că noi eram tot de pe stadion. Acolo sunteți. Unde te-a prins revoluția? Acasă. Da? A ieșit pe stradă ceva, s-a tras și pe acolo? Și, da, am ieșit că aveam un fez rosu și un lalică ia fetul, că știi cum te ia la fezul la roșu. Dar cine a tras lalic? Nu știu, nu se știe pe ce. Da. Nu nici pot acum să comentez că a fost așa ceva. O să fie și de afară, și de noturi, și de aici. Pe Ceaușescu l-ai cunoscut? Ha? Pe Ceaușescu l-ai cunoscut? Ai avut dialog cu el? Nu prea avea de-astea, dar ne-a dus la el, ne-a premiat, ne-a... L-am cunoscut pe Nicușor. Erai prieten cu el? El m-a luat la sportul. Vinea la mine acasă cu Nadia, cu atâta, intrăm în piviță, dar nu știu ce mai venea. Ce viață, adică venea Nicușor, în piviță, tot ce trebuie. Cum dumneavoastră copii făcea, băi, du-te mă să scoși tu vin de acolo. Și se făcea cu Nadia și puneam lacătul. Și dacă vedea lumea că e lacătul, n-avea cum să intră în pensul. Când închis, era lacătul, era închis. Și când de bătea puțin, știa că eu stăteam acolo. Mă aduc în pinte să scurește limpa, hai, ia! Ai un băiat frumoasă, nu? Ai un băiat care lucrează cu Oli acum, nu? Lucrează, nu. Cătălin Necula, da? Ce zice Oli de el? E bun? Face treabă bună? Păi ce vorbă e, că au jucat amândoi, sunt prieteni buni și cred că se înțeleg că de-aia la atâția ani plecat pe acolo. Cătălin e alt stil ca mine. E, cum ăsta? E, știe limbi, el vorbește toate limbi. Cu minte, na, nu te supăr. Oli e pe doamnă. Și da, se înțeleg, zici că nu e așa. Se înțelege când de unul mai așa, să mai cum să știu. Și ei se înțeleg de atât timp și acum sunt tot acolo să de 15 ani. Deci îi merge bine. Merge bine. Copiii plecați toți și nevastă mai plânge toată ziua. Stă cu telefonul și cu ăla. Dar bune, să vin să vă facă să mare, tată, ăla, toți plecați. Și noi mergem pe stradă singur, nu-i nimeni. Nici așa nu-mi place. E, acum, adică știi cum e. Ei, nu, n-ai ce ne faci, asta-i treaba. Da. Aș fi vrut și eu să am mai mulți. Da, să stea unul cu mine pe acasă, băi. Acum ai peste 80. Te întreb sincer, ești fericit? Fericit? Nu sunt. Mă oftică că bătrânețea asta nu e bună deloc. Mă doar picioarele, nu mai poți să joci tenis, nu mai poți să faci așa, alte mecherii. N-ai nimic de făcut, ceva concludent. Să zici, băi, aș vrea să mai fie așa, să mai mă duc acolo, să treaba mea cu sportul, sau că pot încă să... Nu mai pot să alerg, asta e altceva, dar așa o să fac, sau să fac ceva, să-mi treacă timpul. Deci n-am ce face. Dacă mă înțelegi, n-am ce face toată ziua să stai colo-colo, mai mă duc eu colo. Ai avut o viață în care oricum ai fost foarte expus, ai avut prieteni care erau expuși, ai avut o viață în care ai avut foarte multe lucruri. Dar nu mai suntem, nu mai avem. Băi, și acum ți-e frică de singurătate? Ți-e frică să stai singur? Ce vorba? Ei nu discut că dacă pleacă nevastă, am dorea să mor două zile, am niște gânduri. De ce asta e? Păi pleacă abstinarea cu... Dacă Dumnezeu s-a murisul ăsta, acum a plecat de fapt Roma și a plecat. După o zi a plecat și eu. N-ai putut să stai? Nu. Păi da, am gânduri naturale. După. Eu nu se învăța, mă, dacă nu-i lume, să vorbesc, mă duc să fiu ceva. Și când mă duc acasă, mă bag la televizor, mă duc puțin, da. Bă, nu iar mâine să... Dar adică dacă e adevărat, cum zic ăștia, că noi după moarte ne reîncarnăm, în ce ai vrea să te reîncarnezi în viața următoare? Ce ai vrea să fii? Eu? Da.
animal, om, ce meserie, în ce ai vrea să te reîncarnezi? Tot așa aș vrea să fiu. Tot portar, tot pe sport? Nu portar, dar aș vrea să fiu înaintat, să dau golul când plăcea și... nu știu dacă aș fi iubit, dacă nu aș fi fost portar și ce făceam eu cu op sau cu ăla. Lasă-mă tot portar. Tot portar. Deci, până la urmă, într-un fel sau altul, mi-ai răspuns la întrebarea că dacă ai dat timpul înapoi, ai face lucrurile tot la fel cum le-ai făcut și până acum. Da, ce să ne schimbăm, că mi-am amintit. Dar încă ce ai vrea să scrie pe crucea matare? Când trece lumea pe acolo și se uite la cruce, să vadă o poză cu matare, așa cum ești acum, plin de viață și fericit, ce ai vrea să scrie? E bună asta cu cine e negru și a trecut oceanul? Nicăr Ducanu sau altceva? Nu știe multă lumea de asta, dar... eu sunt, să nu mă uitați. Eu sunt. Nu mă uitați. Și o poză așa frumoasă. Păi da. Noi îți mulțumim mult că ai venit să stăm de vorbă. Eu vă rămân, mulțumesc mult și oricând vă aștept să mă chemați. E, parcă, uite, a trecut timpul mișto. Eu îți urez să prins, și un vin bun. Să prins o specială mai curând. Adică noi avem aici un joc pe care îl facem cu toți invitații. Cu un clasament pe care ne notăm niște timp. E foarte simplu. Trebuie să scoți o potcoavă care e băgată aici prin orice metodă. Cum ai vrea matale să o scoți? Trebuie să o scoți pe asta de aici. Contra cronometru. Cum vrei matale, trebuie să scoți pe aia de acolo. I-am dat drumul la cronometru. Fii atent. O secundă, la penarică. Așa, pare rău că le-ai făcut bucăți. Nu le mai căuta, deci s-a făcut joc. Aia, atea nu mai e. Deci, era un joc de inteligență. Darică, deci n-am mai făcut altceva. Sunt bun să... O secundă... Așa m-am gândit eu. Dai premiu? Normal că-ți dau premiu, că nu te pun aici. Trebuie să iau al joc. Ce bun să... Ia uite, Ricardo. Ricardo, 0 secunde. Deci, ce să mai ai înțeles? Cum l-aș fi? Top, nu că tăi, la morgi, la vii direct, ia uite, ai închis jocul. Asta o să le arăt de acum încolo și să, nici nu o să știe cine e Ricardo, că o să mă întrebe. Cine e Ricardo? Da, lumea nu știe cum a făcut. Ricardo, 0 secunde. Păi te-am făcut că sunt bun. Vreau să ne semne și nouă, să ne zici ceva pe masă, uite asta. Să arăt. Ia, da. Unde găsești un loc mai liber? Ia uite. Uite aici markerul, acolo e bine. Lasă-ne și nouă un cuvânt de bine pe masă. Vă pup cu drag, Rică Răducan, 1, numărul 1. Așa am fost tot timpul. Stai să nu uit că am un cadou. Am un cadou de la prietenii de la Curto, un ceas pentru matare. Nu mă uit. Un ceas, am văzut că porci, știu că colecționezi, ai tot strâns pe unde a fost, ai luat câte un cesuleț. Și tu fac... Ori, dar acum ăsta care oxidează... La trebuie să ai mănuși. Da, ca bine portar. Când eram portar. Dar eu nu mai dau la după un bac. Nu-mi plăcea să le țin, că nu puneam să iau mâna mingea. Și una o ținea și una o dădea în jos să fac fițe. Și mă venea în el. Ce faci, mă? Băgă mănușul ăla, pe când cu mănușa nu puteai. Nu poți să puteai. Darică, mulțumim mult, sărbători fericite și să ne vedem cum e la episodul 2. Sănătate la toată lumea! Îți mai pun unul? Dacă ți-a plăcut și vrei să fii în tren și să afli toate noutățile, atunci Miuna Tehnologie a făcut acest buton de abonează-te, care este aici, pe undeva, cu logo-ul ăla, da bravo! L-ai apăsat, ia uite, cing! Și ești abonat, ești acum în comunitate, ești mareșal, ești șef, ești Ilie Năstase pe tenis, pe...